La data de 12 septembrie anul curent, în urma administrării probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au dispus reținerea pentru 24 de ore față de un bărbat de 36 de ani din Zalău, cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, la data de 7 septembrie anul curent, în jurul orei 21:30, bărbatul de 36 de ani ar fi pătruns prin infracție în incinta unei societăți comerciale din municipiul Zalău, de unde ar fi sustras 4.000 de lei și 300 de pachete de țigări, cauzând un prejudiciu în valoare de 11.500 de lei. De asemenea, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în seara zilei de 10 septembrie anul curent, bărbatul ar fi pătruns prin infracție în incinta unei alte societăți comerciale din municipiu, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 1.000 de lei. Vineri 13 septembrie, bărbatul a fost prezentat unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Zalău a admis propunerea procurorului și a emis, pe numele bărbatului, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, astăzi, 14 septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au efectuat 2 percheziții domiciliare la imobile deținute sau folosite de bărbatul de 36 de ani pentru documentarea și probarea activității infracționale a acestuia. La aceste activități au participat și polițiști ai Serviciului Criminalistic și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului de 36 de ani. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de presupunerea de nevinovăție.